a apărut așa un entuziasm de a discuta în spațiul public ce se întâmplă în sistemul de justiție. Acum, având în vedere că avem câteva persoane condamnate penal, urmărite penal, judecate penal, chiar conducerea statului, nu-i de mirare. Și am afirmat în repetate rânduri și o să mai afirm spre disperarea lor că astfel de persoane nu au ce căuta în conducerea statului. Exact din acest motiv, fiindcă dintr-un interes personal, evident, ei vor fi tot timpul tentați să pună sub semnul întrebării sistemul de justiție, justiția, judecătorii, procurorii, dăunând astfel grav statului, încrederii cetățeanului în stat și încrederii cetățeanului în justiție. Sistemul electoral a fost așa construit că accesul acestor persoane a fost posibil. Nu putem să negăm în condițiile acestor legi valabile accesul acestor persoane la funcții înalte în stat. Personal, sunt convins că dacă ne-am apucat odată să rediscutăm Constituția, arhitectura statului, este obligatoriu să introducem principiul integrității chiar în Constituție. Altfel, s-ar putea ca situații de acest tip să apară și în alte cicluri electorale.